Bun găsit, doamnelor și domnilor, la primul talk show al zilei. Sunt Laurențiu Botin. Trebuie să revorbim despre balena albastră, un subiect pe care postul de televiziune B1 TV l-a demarat și ne ținem de el. Și vedem cu uimire, dar și cu plăcere, că autoritățile au început să facă tot felul de demersuri, să avertizeze populația în legătură cu pericolul la care se expun adolescenții în legătură cu acest joc generat în Rusia. Joc care a dus, din păcate, la moartea peste 130 de copii în lume. Mare atenție la ședința comună de guvern Republica Moldova-România de ieri, de la Piatra Neamț. Cei doi premieri, premierul moldovean, dar și premierul Sorin Grindeanu, au fost întrebați despre acest joc, despre balena albastră, și au avut niște poziții interesante, le vom vedea imediat. Vă prezint invitații. Mara Calista, deputat PNL, bine ați venit, doamnă. Îl avem pe Vlad Hagiu aici, președinte foarte, Augustin Hagiu, îmi cer scuze. Mielul de Paște. Vine. Vă salut, domnul Augustin Hagiu. Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit. Președinte Fort, o să avem discuția astăzi despre RCA, despre taxa de timbru versus rovineta de mediu și toate chestiile astea. Lucian Iliescu, secretar executiv PMP, bun găsit, domnule Iliescu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Ne-a atras atenția opiniei publice în legătură cu acest joc, balena albastră. Oamenii s-au oferit, în general profesorii, să facă, la orele de dirigenție, să facă discuții cu elevii despre pericolul acestui joc. Se pare că cei din Ministerul Educației și Învățământului, pe diferite canale, au atras și atenția inspectorilor școlari, județeni, să dea circulare în județ, să li se explice copiilor, adolescenților despre ce este vorba. Dincolo de asta, trebuie să vă spun că jocul acesta, de fapt să repet acest lucru, jocul acesta are tentative de a pătrunde și în România, niciun caz încă confirmat, deși tot felul de suspiciune a existat. Și acum, vreau să urmărim nițel reacțiile celor doi miniștri și apoi să le comentăm. Hai, regia, să-i ascultăm pe premierul Moldovei și pe premierul României. Premierul moldovean Pavel Filip susține că fenomenul balena albastră poate fi combătut. Consider că noi am luat absolut toate măsurile necesare și faptul că această fetiță a fost salvată la Chișinău ne vorbește despre lucrul că aceste măsuri deja dau roade. Noi am încercat să discutăm și cu copiii, noi am încercat să discutăm și cu părinții, noi am încercat să discutăm și cu profesorii din școli, astfel încât până la urmă venim cu o abordare foarte complexă. După aceste discuții au fost identificați mai mulți copii care au fost atrași în acest joc. Adolescenta adusă în discuție de premierul moldovean a fost salvată în ultima clipă de polițiști. Ea plănuia să sară de pe un hotel din Chișinău și premierul Sorin Grindeanu a avut o poziție pe acest subiect. Consider că ceea ce faceți dumneavoastră, presă, ceea ce trebuie să fac și societatea civilă, ceea ce trebuie să facă instituțiile statului, și anume informarea, este cheia în gestiunea acestor probleme. Internetul și societatea informațională în zilele noastre oferă atât lucruri bune, cât și provocări de tipul a ceea ce ați amintit dumneavoastră. Doar o informare și un efort comun, o informare care să vină din partea instituțiilor și cu ajutorul societății civile și a presei, poate să preîntâmpine situații neplăcute. Jocul balena albastră datează din 2013. Este un joc foarte răspândit în mediul online, prin care copiii și adolescenții sunt manipulați să recurgă la gesturi extreme. Jocul durează 50 de zile, timp în care cel implicat este obligat să ducă la îndeplinire anumite sarcini. Da. Ultima sarcină este aceea de a se sinucide, de a câștiga jocul în acest fel și de a-și face un selfie în momentul sinuciderii. Nu întâmplător discut acest subiect, pentru că nouă ne pasă, am fost cei care am generat primii acest semnal de alarmă și vreau să-l continuăm ori de câte ori credem că este necesar pentru a face ceea ce ne roagă și până la urmă prim-ministri din Moldova și din România, să atragem atenția. Mara Calista.
Știu că o să pară surprinzător, dar cred că este pentru prima dată când voi fi sau sunt de acord, cel puțin până la momentul ăsta, cu ceea ce prim-ministrul României a declarat. Evident, campania de informare acum este crucială. Fie că se întâmplă cu ajutorul dumneavoastră al trusturilor de televiziune, fie că se întâmplă și salut pe această cale decizia pe care Ministerul Educației a luat-o de a da aceste circulare și de a face aceste informări la nivelul tuturor unităților școlare. Însă, pe lângă acest lucru, și chiar cu dumneavoastră am discutat într-o emisiune anterioară subiectul, pe lângă campania de informare, trebuie să vedem exact cum putem opri intrarea unui astfel de joc la nivelul internetului, dacă vreți, în România. Pentru că atâta timp cât nu se știe și se blochează accesul la un astfel de joc, evident vorbim despre salvarea multor potențiale victime, din ce am văzut și din declarațiile dumneavoastră, peste 130 până acum. Mai mult decât atât, văzusem în cursul zilei de ieri o știre prin care înțeleg că tot ce înseamnă partea aceasta de social media, de browsing, de internet și așa mai departe, este în prezent monitorizată cu ajutorul instituțiilor din România, tocmai pentru a reuși să se identifice momentul, dacă vreți, în care jocul ăsta ar intra pe piață. Înțeleg că se fac toate lucrurile posibile, se iau toate măsurile necesare astfel încât să nu pătrundă în România jocul respectiv. Da, într-adevăr, și iarăși tot cu dumneavoastră discutam, au fost cazuri în România care ar putea să ne ducă cu gândul la acest lucru și nu acum mai mult de o săptămână, dacă nu mă înșel, a fost acel caz de la Iași cu cei 5 copii care au încercat să se sinucidă prin asistiere, noroc că i-au surprins colegii de clasă. Deci cred că această isterie trebuie rezolvată pe aceste două paliere. În primul rând o comunicare și o campanie de conștientizare cât de masivă, cu ghilimele de rigoare, se poate face. Și de asemenea o monitorizare foarte, foarte atentă a segmentului de internet, de browsing în România, pentru a vedea clar când și dacă va pătrunde acest joc în spațiu românesc. Domnule Iliescu, nu credeți că totuși, până la urmă, părinții ar trebui să se preocupe foarte apăsat vis-a-vis de ce fac copiii pe internet? Acest joc este extrem de periculos, vă spuneam, și acum câteva zile, o fată de 15 ani din Republica Moldova a fost prinsă în ultimul moment când se pregătea să se arunce de la ultimul etaj de pe un hotel din Chișinău, da? Noi avem niște filme, nu le putem difuza pentru că sunt zdrobitoare în ceea ce privește impactul emoțional, dar am văzut filme în care 6 copii, cred că de la 10 la 14 ani, se aruncau unul după altul de pe o clădire din Rusia, da? Și toți s-au zdrobit de asfalt, au murit și erau filmați. Deci sunt niște imagini zdrobitoare, iar părinții trebuie alertați, ar trebui ca să lăsăm tot felul de chestii și să facem un efort comun, da? Că noi încercăm presa să facem un efort comun și să atragem atenția. Dar restul, autoritățile... Nu arăți puțin. La prima vedere putem privi acest titlu, acestui joc, ca o glumă. Dar e clar că există. Acest joc există și probabil nu este singurul joc de acest fel. Fenomenul la ora asta a luat amploare în afara României. Totul se întâmplă pe internet. Sunt foarte multe cazuri în întreaga lume de copii care au murit din cauza acestui joc și este foarte bine că dumneavoastră ați inițiat ca și prevenire, și este foarte bine cum a spus, în mintea oricărui om, indiferent dacă are sau nu are copii, să știe să ferească. Guvernul României, exact cum a spus mai devreme și domnul prim-ministru, trebuie să se implice la nivel de inspectorate școlare, la nivel de comitete de părinți. Subiectul trebuie să fie dezbătut, astfel încât, la finalul firului, orice părinte trebuie să-și îndrume copilul să nu cumva să acceseze astfel de jocuri. Și mie mi se pare straniu că am văzut în ziua 1 până în ziua 50, totul se întâmplă în 50 de zile, un program foarte bine definit care intră în mintea fiecărui tânăr. În primele 10 zile se întâmplă ceva, după ziua 10 trebuie să trezească la o anumită oră, trebuie să se tatueze, adică e clar că ar putea să existe copii care îndemnați sau simțind, intrând în puterea acestui joc, interacționând virtual, să poată să gândească că nu este o glumă și că ceea ce se întâmplă acolo ar putea să fie real în viața fiecăruia. Dar factorul de prevenire este cel mai important și este foarte bine că există o dezbatere.
Este da, foarte bine că există o dezbatere. M-a deranjat faptul acum, eu nu-l lau pe Sorin Grindeanu, dar m-a deranjat faptul că noi vorbim despre Balena Albastră, ziarele din România scriu despre Balena Albastră după ce s-a generat acest subiect și așteaptă o întrebare de la ziariști într-o ședință comună cu premierul moldovean. Eu aș fi așteptat un răspuns, o reacție promptă a guvernului, pentru că ăsta conduce până la urmă România, o avertizare cu cumva să vină la noi toți cei din media să ne roage. Faceți ceva împreună, haideți să facem ceva ca să îndepărtăm acest pericol virtual, știi? O să spună cineva, domnule, dar vorbiți de drobul de sare. Nu vorbim de drobul de sare. Dacă salvăm un copil din România, deja ne-am îndeplinit misiunea. Bun, nu vreau să comentăm, să mai comentăm mai departe. Mare atenție, părinți, la acest joc și la ce fac copiii dumneavoastră. O să trecem la o problemă care ne va lovi cu siguranță la buzunar. Numai mâine, nu-i poi mâine și vine luna mai, iar prețurile la RCA o vor lua razna, sau nu? Ne știe Augustin Hagiu lucrul acesta. Cum e, domnul Hagiu? Se termină acea perioadă de grație de 6 luni. Cât de curând? Știți ceva? Ce va face ASF-ul? Ca să mă leg și eu 2 secunde subiectul anterior, a spune că managementul riscului în România este ultimul concept care se aplică în ceva, în orice domeniu de activitate și mai ales în zona instituțiilor de stat. Că despre asta era vorba, de managementul riscului. Bine că avem STS-ul, sper să funcționeze. Apropo de ce spunea doamna deputat, acolo sunt soluțiile, printre altele. Acum, revenind la subiectul nostru, nu cred sub nicio formă că vor crește tarifele, mai mult decât atât, fără a putea face dezvăluiri, dar în premieră pot anunța că în România se creează deja o alternativă extrem de puternică la ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Și la momentul potrivit, cu siguranță, veți fi primii dumneavoastră, cei din presă, care veți afla despre ce este vorba. Sunt foarte, foarte, foarte optimist în acest sens. În Parlament continuă discuțiile și eu zic că am intrat în sfârșit într-o comunicare corectă cu Parlamentul. Chiar dacă se mai încearcă pitirea unor amendamente, încă nu știm cine încearcă să facă treaba asta și să mai pună câte un punct și câte o virgulă. Tariful de referință rămâne în continuare un principiu care văd că este susținut de către toate forțele parlamentare, indiferent de culoarea politică. Noi trebuie să fim foarte atenți în perioada asta, să nu intrăm în capcana următoarelor luni de după 18 mai, în care cei cu polițe valabile să nu simtă presiunea și treptat lucrurile să se îndrepte către o creștere, nu foarte abruptă, ca să nu intrăm pe zona psiho, la nivel social și economic. Trebuie să fim foarte atenți să nu se întâmple această creștere treptat. Ea nu trebuie să existe. Sub plafonul care a funcționat și funcționează în continuare până la 18 mai, s-au aflat multe din tarifele pe care le-au primit cel puțin transportatorii. Stați puțin că n-am înțeles. Ce alternativă se pregătește? Se pregătește o alternativă autohtonă la ceea ce înseamnă piața asigurărilor, care în momentul deci de față este... Deci apare un jucător autohton pe piața asigurărilor? Deja văd că fac intrarea alți 3 jucători din afară, dar nu la ăștia mă uit eu. Eu mă uit la o alternativă autohtonă, puternică, care să facă față presiunii. Va apărea o companie românească de asigurări? Nu vă spun mai mult, va apărea o alternativă, asta e formula. Cum se va numi? Asta este extraordinară. Este un lucru extraordinar, este în pregătire destul de avansat, vor urma și alte întâlniri și veți afla la momentul potrivit. Important e ca populația să știe că încă mai există în țara asta oameni cu capul pe umeri, specialiști în zona de asigurări, care nu vor să lase lucrurile de izbeliște. Și nu mă refer la mine. Eu sprijin o astfel asta de și garantează, dacă apare o companie românească, garantează că prețul la asigurare obligatorie va fi unul este corect? Este singura soluție pentru România în momentul de față, să coborâm prețul, limitând sau stopând total exportul de capital românesc prin astfel de forme de asigurări obligatorii. Cine a vrut, domnul Hagiu, să groape până acum companiile românești care jucau pe piața... ASF este principalul vinovat. Eu nu spun că trebuie desființată această instituție, însă ea trebuie populată cu oameni competenți, profesioniști și care, atenție, să nu poată fi compromis sau vânduți. Asta este cel mai important lucru într-o astfel de instituție. Mai mult decât atât, legea de înființare a ASF-ului a permis acestei instituții să nu răspundă în fața nimănui, nici măcar în fața Parlamentului, unde doar să prezintă cu un raport, fără ca cineva să facă, să pună vreo întrebare legată de raportul respectiv. Stați puțin în Parlament, Mara Calista, ați avut un raport apropo de activitatea domnului Mișu Negrițoiu, șeful ASF. Și dumneavoastră nu a putut Parlamentul să-l demită. Păi nu, dar ați dat un vot de blam cumva Parlamentul asupra acestei activități. Mișu Negrițoiu este bine mersi la ASF,
Autoritatea de Supraveghere Financiară, cea care reglementează piața asigurărilor din România și piața asigurărilor din România, stă bine pe un 13.500 de euro lunar, nu are nicio treabă în lumea asta, nu dă niciun fel de declarații, adică suntem stat în stat. În același timp, singurele companii românești care de-a lungul timpului au jucat pe piața asigurărilor au fost ori falimentate, ori înghițite. Despre asigurați, însă despre noi, cei care avem mașini, nu se vorbește neam. Da, într-adevăr, chiar vorbeam până să deschideți subiectul de tema asta. Recunosc că și mie vreo două luni îmi expiră asigurarea obligatorie. Chiar mă bucur că l-avem pe domnul Hagiu aici și ne-a dat câteva detalii. De bine. Înțeleg că sunteți foarte optimist. Mai n-ați spus că de bine, eu nu-l cred. Până nu vă, nu cred. Până nu vedeți, nu credeți. Am înțeles. Nu dormim noi, nici noi, nici Parlamentul. Se pare că nici Guvernul. Deci nu doarme Parlamentul, vi-l arăt eu acuși pe bine, Parlament. Unii dorm, dar în ceea ce privește această instituție a SF-ul, am văzut și, din păcate, istoria cu ghilimelele de rigoare recentă ne arată că în foarte multe situații această instituție a fost acuzată, uneori pe bună dreptate, alteori probabil nu pe bună dreptate, de modul în care a gestionat inclusiv acest segment cu polița obligatorie și știm foarte clar ce s-a întâmplat chiar anul trecut, ce proteste au fost, ce discuții, ce dezamăgiri, ce nemulțumiri. Din păcate, și o spun cu foarte mare responsabilitate, nu este singura instituție a statului român unde dacă, din punct de vedere legal, dacă vreți, sau din punct de vedere funcționare, am reușit să existe un control al acestor instituții. Ok, ai salariu de 13.500 de euro, dar meriți salariul ăla, adică ții într-adevăr toate lucrurile sub control, reușești să răspunzi tuturor problemelor. Funcționează perfect. Probabil o să spuneți, depinde pe cine întrebi. Dar cred că lucrurile acestea trebuie reglementate mult mai bine și trebuie să existe o formă de control a unei instituții asupra altei instituții. Pentru că altfel lucrurile o vor lua razna și am observat deseori că prin exagerări, prin interese proprii, domnule ferește, nu vreau să acuz pe cineva că n-am vreo dovadă, dar din ce am văzut în spațiu public, sunt unele decizii care se iau părtinitor, dacă vreți. Și da, oamenii care sunt obligați să aibă acest RCA, dar niciunul dintre noi nu putem să ieșim pe stradă dacă n-avem acest RCA, pentru că altfel suntem amendați, recunosc că nu știu exact pe din afară cât este amenda. Și trebuie să susținem, trebuie să existe, pentru că nu avem cum altfel exact, să ne protejăm. Dar eu mă gândesc. Sunt câteva, sau este o întrebare, mai există la ora asta o firmă românească, cu capital românesc în domeniul RCA? Evident că nu. Evident de notoritate că nu avem asta. Era o întrebare retorică. E o întrebare retorică. Pe o piață monopolizată, fiindcă, e clar, dacă nu cu ai RCA... comportament de tip oligopol, cum o spun unele rapoarte de la Consiliul Concurenței. Exact. Așa. Într-o piață în care, fără RCA, nu poți să circul, fiindcă ești în afara legii. Și unde deci toate costurile administrative pe toate tipurile de asigurări exact. Încarcă de fapt RCA-ul, exact. Că de-aia am ajuns unde am ajuns. Exact. Și sediile 500.000 de euro pe aici lună. Aici, domnul Hagiu, este vina numai guvernului sau guvernelor României, fiindcă nu au reglementat și nu au lăsat și capitalul autohton, fiindcă a existat singura companie sau cea mai mare companie românească a fost Astra, nu? A regretatului sau... Și cea mai veche companie după Revoluție. Celui care a murit acum, Dan Adamescu. Această companie a fost lăsată cu toate supervizările din partea statului român. Pe o parte servicii, pe o parte... Nimeni n-a văzut nimic ce s-a întâmplat în această companie ani de zile. Și a fost lăsată să ducă la faliment. Ăsta e un adevăr. De ce statul român lasă firmele luminești mari să falimenteze, să fie furate din interior, astfel încât la un moment dat să nu mai existe praf sau să nu mai existe picior de bani acolo. Ca să vă răspund, acela stat român are obligația să lase să se creeze forme alternative autohtone și ăsta va fi subiectul care cred eu că va încheia anul ăsta. Este regretabil și este un mare semnal de alarmă, indiferent ce vor spune unii și alții. Eu nu înțeleg ca român că trebuie, într-o piață liberă trebuie să existe toată lumea să-și exercite o activitate, o afacere legală. Că este investitor străin, că este investitor român. Dom'le, da, hai să mai respire puțin și oamenii ăștia, românii noștri care fac afaceri. Bun, există două alternative. Coroborat cu asta, vreau să vă spun că la ora asta în România, și poate dumneavoastră ați putea să diversificați sau să spuneți câteva cuvinte, la ora asta în România, toate rarurile din țară sunt aproape de capacitatea maximă, registrul auto român. Păi se profit. Matriculează mașini din Bulgaria într-o veselie, fiindcă prin într-una dintre cele 202 legi pe care guvernul Grindeanu le-a propus să nu mai existe, există și acel timbru de mediu. Acel timbru de mediu face să nu mai există taxă de primă matriculare la niciun fel de mașini.
Deci la ora asta toate acele rable aduse din Bulgaria, unele dintre ele, de le matriculau diversi cetățeni români datorită faptului că în Bulgaria sunt taxe mai mici, sunt matriculate în România. Să știți că sunt și mașini de 50.000 de euro matriculate în Bulgaria care circulă în România. Avem un doamnă ministru o astfel de mașină. Da, dar nu asta e problema. Nu va fi adus să o matriculeze nimeni aici, România, pentru că impostul local punctul meu de vedere, fără să existe o altfel de taxă, va fi groparul Europei din punct de vedere al mașinilor uzate. În următoarea perioadă nu de timp. Nu susțin această teorie, păi dar nu e subiectul, oricând sunt eu pregătit, știu că dacă vrei trece la subiect. Sunt două lucruri importante, da? Domnul Hagiu, banii din RCA sunt folosiți exclusiv pentru decontarea problemelor din serviciurile din România? Toți banii din RCA ar trebui să constituie fondul de risc, da? Adică toți banii pe care noi de aici de la masă îi punem în borcanul ăsta în mijloc, ar trebui să acopere o daună produsă de oricare dintre noi, iar în cazul în care toți patru producem daune în același timp, da? Să mai venim și să mai punem peste ca să acoperim, că asta este principiul de fapt. Ăsta e principiul mutualității, n-avem cum altfel să... Aș știu vreodată în România cineva această balanță? Problema la noi este că și calculul tarifelor nu se face pe daunalitate. Sunt tot felul de ajustări care permit de fapt companiilor de asigurări, spre exemplu, să meargă cu cheltuieli administrative înnecate în RCA la 25%. 35, 40% sau comisioane date brokerilor, cum am întâlnit, până la plafonare de 28%. Deci lucrurile astea trebuie să dispară. Tocmai de aia este important să avem un cadru corect reglementat prin legea RCA, noua lege RCA, în Parlament, să luăm tot ce a fost obținut bun în ordonanța de anul trecut și să încercăm prin pârghiile legislative, eventual prin norme, să facem ca ele să devină funcționale. Vă dau un singur exemplu care e greu de explicat și nu o să-l explic aici. Dacă vreți, când ieșim în emisiune, compensarea directă sau decontarea directă, cum o numesc eu, adică a folosi polița ta în condițiile în care ești lovit de un alt participant la trafic în relație directă cu asiguratorul tău, urmând, ca și cum ar fi un facultativ, un casco, urmând ca asiguratorul tău să se compenseze cu asiguratorul celui care te-a păgubit. Asta este prin... Nu funcționează mecanismul în România. De ce? Pentru că asiguratorii se forțează să reziste acestui mecanism care... Luând-o așa, într-un parcurs de 12-24 de luni, coboară tarifele automat. Reglează piața și reglează tarifele. Eu nu am mari speranțe însă că legea RCA va produce, într-un termen scurt, acele efecte de care avem nevoie, dincolo de scăderea tarifelui. Eu nu înțeleg de ce așa trebuie să inventăm noi tot timpul apa caldă și săpunul. Dom'le, știm numărul de mașini în România? Îl știm, da? Este oficial. Știm polițele RCA raportat la mașină de România, ar trebui să-l știm. Cu da, un minus. Unii spun că subscripția... Am înțeles că sunt mult mai puține poliții RCA decât autoturisme sunt în circulație. Sunt o parte din cetățeni, mic la număr, nu știu ce unii procent. Unii spun 18, alții 30%. Există un procent de oameni care nu au persoane fizice, nu de atâta timp cât noi știm aceste, sau componenta asta, numărul de poliților de RCA, din ultimii ani de zile noi știm o statistică, care e statistică, nu ai ce să-i faci. A accidentelor cu daună ușoară, a accidentelor cu daună totală. Știm o sumă raportată de mașini, ce ar trebui să însemne banii pe care aceste firme i-ar înapoia. Mai știm și acele cheltuieli administrative, care tot trebuie să fie o pondere. Tot există. Fiecare firmă își spune, noi avem cheltuieli administrative de 20%, de la director personal, inspector. Adică spuneți că formula ar trebui să fie mult mai simplă. Formula ar da? Trebui să fie mult și mai simplă. Și tariful să scadă, eliminând acele ajustări de care vorbeam eu. Bravo, domnul Hagiu, da. Și tariful ar trebui să scadă. Asta nu se și poate face. Noi nebunim românii de ani de zile, s-au mărit aceste poliții, aproape s-au dublat. Cred că dacă nu triplate în unele cazuri... Da, dar hai să venim cu soluții, iar că știm ce s-a întâmplat. Iar când ai o problemă și, Doamne ferește, ai un accident, stai, dă-i 100 de poze, bun. Dă-i te duci de eu 5 eu nu mai ori, vreau să declarat, ajung în piața Victoriei deci cu presiunea jandarmeriei în față și a transportatorului în spate. Nu este ușor să fii acolo. Corect. Da? Nu e ușor să obții rezultate cu presiune în spate. Au fost momente și eu și colegii mei din cealaltă patronate, nu vrem să le recapitulăm. Foarte greu. Important e că am obținut plafonarea și important e cât ne-a mai rămas termen la dispoziție să încheiem acest proces păi în mod corect în relație cu Parlamentul. Pentru plafonarea, nu pentru încheiem nicio problemă. Ei guvernul mai prelungește 3 luni. Care e problema? Mai două eu am plătit o grămadă de bani, acum am luat RCA pe un an și am plătit aproape 1000 de ron. Mie mi se pare o sumă exagerată.
exagerată, sincer, și tuturor românilor li se pare acest lucru, pentru că se întâmplă ceva, faci amiabila și te trezești cu telefonul ăla pe care l-ai lovit tu, că societatea sau serviciul respectiv nu acceptă polița ta, pentru că este la o societate care nu rambursează și trebuie să scoți o bani din buzunar. Vedeți de ce trebuie și... să funcționeze decontarea directă? Bă, nu, de ce trebuie, asiguratorul, de ce trebuie să funcționeze ASF-ul, domnul Hagiu, și ASF-ul să-i autorizeze? Păi cum autorizezi tu escroci? Bun, ce semnal dăm noi astăzi pentru populația care află, așa, din niște zvonuri aruncate de XYZ, un sar, societăți de asigurări, că avem un bon după 18 mai, că asta de fapt a fost în poziția de apărător. Trebuie să iasă într-o conferință de presă, trebuie să vină în fața camerelor de la vederea tuturor ziariștilor. Da, domnul Mișu nu e aici, suntem noi patru. Și dă un mesaj. Eu știu, mi-a spus și eu vă spun că nu poate să crească decât dacă noi dormim. De ce? Pentru că au funcționat prețurile. Țara normală? Domnule, au funcționat prețurile sub nivelul plafonării. Am demonstrat treaba asta. Nu au aplicat toți 7.000 de ron la cea mai mare capacitate de transport, în cazul camionului. S-au dus chiar și la 5.000, la 4.000. Deci este clar că tarifele pot cobori chiar sub plafon. A spus-o în declarație publică reprezentantul ASF-ului. Am fost la televiziunea națională și am avut iarăși reprezentantul ASF-ului și a susținut această chestiune. Care reprezentant? Da, domnul Negrițoiu nu ne răspunde. Nu domnul care se ocupă de protecția consumatorului. Ce trebuie să ne spune domnul Negrițoiu? Nu mă interesează. Nu mă interesează. Ce vor rămâne la valoarea actuală, nu? Stimate coleg de suferință, nu mă mai interesează și vă spun de ce. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut, cu toată suferința transportatorilor și a persoanelor fizice, pentru că au plătit incorrect niște bani nejustificați și nesimțiți, eu le mulțumesc asiguratorilor pentru ceea ce au făcut ultimii 2 ani. Și vă spun de ce. Dacă nu făceau treaba asta, nu ajungeam în postura de a fi la comandă. În momentul de față, noi suntem la comandă. Noi cine, domnul Hagi? Mă refer la patronate, la parlament, la guvern. Trebuie să înțeleagă asiguratorii că au pierdut, pentru că s-au calicit. Și din momentul ăsta nu mai pot prelua frâiele, pentru că impactul social și impactul psihologic la nivelul societății este atât de mare și afectează atât de rău buzunarele, încât nu pot face valului, față valului de contre care le-a venit. În momentul de față, noi controlăm situația și ăsta e cel mai important aspect. Să nu mai ajungem să dormim și să nu mai ajungem în situația din 2016. De aia mesajul meu este pozitiv. Deci dumneavoastră ne spuneți că ei nu vor mai îndrăzni acum să mai ridice prețul. Nu vor mai îndrăzni să ridice prețul. Iar dacă noi dormim, ne trezim iarăși în Piața Victoriei, dar nu doresc să ajung acolo. Deci eu cred că cu celeritate, mecanismele pe care le punem în aplicare prin noua lege RCA pot da funcționalitate pieței astfel încât să nu mai ajungem în situația în care iese noua lege RCA până 18 mai. Asta încercam să vă spun. Dacă nu iese până la 18 mai, în varianta B avem posibilitatea pe legislația autohtonă să prelungim perioada de plafonare cu încă 3+3. Nu cred că asta își doresc asiguratorii, pentru că plafonarea nu le permite, spre exemplu, să meargă cu ecarturi foarte mari între prețurile maximale și minimale. Ori aici s-au jucat. Au avut portofoliu propriu, puținele companii din transporturi care nu sunt capitalizate autohton. Norocul meu că transporturile românești înseamnă 99,9% capital autohton, nu și al meu, și al celorlalte patronate, că asta ne dă forță. În momentul în care s-au dus acolo, au oferit tarife de 2000 de lei și asta nu putea să explice domnul Roșu aici pe scaun sau la alte televiziuni. Iar altora, celor autohton, le-au dat 10-20 de mii de ron tarif la același tip de vehicul, aceeași clasă de... Deci eu rețin de la dumneavoastră două aspecte în legătură cu acest subiect. Primul dintre ele este faptul că asiguratorii ăștia, care sunt ei majoritatea total cu capital străin, nu mai pot să facă ce vor ei pe piața asigurărilor, în sensul că sperați... Nu pentru că e ASF-ul puternic. Nu. Și acolo trebuie să umblăm și aveți dreptate. Așadar, nu prețul... pentru că va apărea legea, dar ci pentru că presiunea este mult prea mare. Presiune, păi, bun. Și i-am dovedit și nu de ce nu mai dovedim. Spuneți dumneavoastră în viitorul apropiat, rămâne la nivelul ăsta nu are sau nicio poate justificare, mai jos. Nu o pot face. Nu are nicio justificare și s-ar putea să apară o companie românească pe piața asigurărilor. Clar mai intră cel puțin încă 3 companii, două din Bulgaria, dacă nu mă înșel, cu două din Bulgaria și fac intrare. Și se face una din România, nu? Vor dori portofoliu. Vine o companie din Bulgaria care vrea portofoliu. Cum atrage portofoliu? Prin tarife mici, da? Imagini senzaționale, domnilor și domnilor, cu liderul USR Nicușor Dan, cum pune domnia sa Batista pe țambal în scandalul USR versus Hai Cioloș la noi, imediat după câteva minute de publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor, incendiu puternic la această oră în capitală, la un depozit de componente electronice. Gabriela Mihai, colega noastră, are mai multe amănunte. Bun găsit, Gabriela!
Deci vorbim despre un incendiu de proporții la marginea capitalei. Au ars aproximativ 400 de metri pătrați. Este vorba despre un depozit de cabluri. În aceste momente, pompierii intervin cu 10 autospeciale. Incendiul a fost localizat, iar hala a fost distrusă în totalitate. Există însă în continuare pericolul de prăbușire. Știm că nu au fost surprinse persoane în interior, însă în vecinătatea acestui depozit este și o altă clădire administrativă. Angajații din această clădire au ieșit și se află la o distanță destul de mare, sunt în siguranță. Așa cum spuneam, sunt 10 autospeciale de stingere. Pompierii intervin și după ce vor stinge în totalitate acest incendiu, desigur, urmează o anchetă pentru a stabili care au fost cauzele acestui incendiu. Mulțumim, Gabriela Mihai, incendiu puternic în capitală. Revenim la problema noastră de va crește sau nu va crește RCA-ul în viitorul apropiat și vă întreb, doamna deputat, pentru că este foarte important. Eu, ca român, sunt obligat să plătesc taxe și impozite. Eu, ca român, posesor de mașină, sunt obligat să plătesc acest RCA, da? Și, teoretic, banii plătiți de mine, așa ca prezumție, sunt folosiți pentru a despăgubi, mă rog, sau a se face lucruri în schimbul banilor mei. Ei, eu nu mai am încredere asta. Pentru că s-a văzut de-a lungul timpului că dau o asigurare cuiva și serviciul ăla refuză, banii mei din taxe și impozite nu se văd nicăieri pentru că adoptăm gropi prin București și prin țară, etc., etc. Ce facem? În primul rând, ce trebuie să facem este, cum spunea și domnul Hagiu, trebuie să existe o coordonare, dacă vreți, interinstituțională. Știu că sună foarte pompos, dar haideți să o spunem în niște cuvinte mult mai simple. Domnule, eu ca cetățean sunt obligat în statul român să plătesc niște taxe, niște impozite, niște asigurări și așa mai departe, pentru că altfel sunt în afara legii. Da? Deci tu, stat, mă obligi pe mine. Corect. Pe de altă parte, tu, stat, care mă obligi pe mine, ai niște responsabilități, că eu îți plătesc ție niște bani ca să am unde să merg pe stradă, să am locuri de parcare, da? Să n-am gropi la fiecare centimetru pătrat, fie că vorbim de orașele mari, fie că vorbim de drumuri între județe. Tu, stat, ești obligat să reglementezi și să autorizezi firmele cu care eu închei polițe de asigurare, astfel încât dacă, Doamne ferește, se întâmplă să am un accident, că e din vina mea, că e din vina altuia, să reușesc să-mi repar mașina, da? Cu atât mai mult cu cât mă obligi. Dacă eu n-am RCA-ul, n-am voie să circul pe stradă sau dacă mă prinzi tu, poliție rutieră, fără RCA-ul. Respectiv, îmi dai o amendă de, mă scuzați, mă ustură buzunarele în momentul în care trebuie să mă duc să o plătesc. Deci atâta timp cât statul are pretenția ca eu, cetățean, să-mi plătesc toate taxele și impozitele și orice fel de formă de bani pe care o vreți dumneavoastră, astfel încât să pot să circul pe stradă, să mă ridic dimineața din pat, să mă duc la muncă și să mă întorc acasă, și statul la rândul lui are obligația de a-mi pune mie la dispoziție, mie cetățean, nu neapărat mie maracalista, toate serviciile pentru care eu plătesc. Repet, de la drumuri asfaltate, locuri de parcare, polițe plătite în cazul unui accident, ca să nu mai stau eu pe drumuri 6 luni după aia. Eventual îmi repar mașina din banii mei și mă judec în toate instanțele până reușesc să-mi recuperez suma înapoi. Doamna deputat, o secundă. Vă rog, domnule. Ați primit ultima formă de la Comisia de Buget Finanțe pe ceea ce înseamnă materialul privind legea RCA, cu amendamente, cu tot? Nu. Nu. Nu l-am primit. Pentru că astăzi ar fi trebuit să aibă loc o întâlnire în Parlament pe această temă, chiar dacă este vineri. Probabil este realizată cu colegii din comisiile de specialitate. Să vă rog, profit de ocazie să vă rog în grupurile parlamentare, că tot v-am prins aici, să faceți lobby pentru ca pe aceste amendamente să se aplece foarte serios și în niciun caz să nu mai pățim ca anul trecut, când peste noapte în Parlamentul României ne-a venit un alt material pe masă pentru a doua zi. Reformularea, de ce n-a, doamna Calista, reformularea ar fi altfel. Statul român obligă, așa cum a spus, fiecare cetățean de România să-și plătească conform legii un RCA unor firme private. Că ăsta e adevărul acum. Unor privați. Acum, ce vină are românul și chiar și statul român la ora asta dacă acel privat nu știe să-și gestioneze activitatea? Dar el știe să ce gestionez. Nu, domnule Ilescu, deci păi, eu dacă plătesc taxe și impozite sunt obligat, domne, ca statul român se, legea, se derobează, domnule. Statul român spune, domnule, noi avem o instituție numită ASF, care de cine răspunde ASF-ul? De nimeni și nimic. ASF-ul
ASF-ul este într-o situație hilară, e un fel de stat în stat. Tocmai vă spuneam că trebuie schimbate autoritatea de supraveghere financiară, nu știu cum se cheamă. Da, eu într-o țară normală mă așteptam ca la ceea ce s-a întâmplat anul trecut în Parlament și am fost parte a acestui proces, în ghilimele proces. L-au chemat pe domnul Mișu Negrițoiu. Vă așteptam să plece Negrițoiu, nu? Nu, mă așteptam ca parlamentarii, nu, într-o țară normală știam că nu pot face. Bun, ne-ai citit, ți-am dat peste nas, te-am urecheat. Și mâine îți faci băgăjelul și ai plecat și eventual mai și recuperăm prejudiciile create. Nu doar de domnul Mișu Negrițoiu, că nu el e capul răutăților, că asta e interesant. Dar ce nu e capul răutăților? Păi acolo mai vorbim de un consiliu de administrație și de alții din zona 2 și 3 care dau informații, care obțin informații și așa mai departe. Nu intrăm acum în detalii. Nu cred că trebuie restrâinit doar domnul Mișu Negrițoiu. Acolo trebuie curățenie generală. Știu că am fost la de ce nu l-a dat parlamentul afară că n-are pâine legale? Domnule, ați văzut salariile ăstora din ASF? Că te-a durerea de cap. Dar vreau să vă spun ceva. Deci, eu aș fi mândru pe 13.500 de euro să conduc ASF-ul, dar să fac ce trebuie în țara asta. E o fiță, domnule. E o fiță de deputații. Aici e problema. Trebuie să punem unul competent, să plătim bine, să nu poată fi corupt. Hai să trecem la subiect. Haideți să mai vorbim. Știți, îl cunoașteți pe domnul Cioloș? S-a supărat pe USR. Domnul Cioloș pe USR s-a supărat. Le-a atras atenția celor de la USR să nu mai folosească numele domniei sale, că n-are de gând să vină în USR sau poate cine știe, ne ține așa. I-a dat o smetie lui Nicu Șordan, dar de ce i-ar da o smetie lui Nicu Șordan, Cioloș? Fiindcă am impresia că domnul Nicu Șordan s-a folosit și se folosește de ceva vreme de numele domnului Cioloș, fără să-l întrebe. Dar în fața cui se folosește, nu vă supărați? În fața românilor. Păi hai că l-o întrebăm pe deputatul USR. Dar cine e Cioloș? E vreun nume în țara asta? Cioloș, ce a făcut un an de zile? Ne-a nenorocit pe toți. Domnul deputat de la USR. Uite, ne spune domnul Dan Barna, deputatul USR. Bun găsit, domnule Barna. Bună ziua. Cum e cu telenovela asta? Vine Cioloș, nu vine Cioloș? E supărat că de ce-i folosiți numele? Că de ce-l băgați în partid? E cam bancul ăla cu baba urcată în autobuz. După cum presupun că ați văzut și în postarea domnului Dacian Cioloș de aseară în care a clarificat lucrurile și din postarea pe care am pus-o și eu pe pagina mea de Facebook, lucrurile sunt foarte clare în acest moment. Până la congresul USR care va fi în 14 mai, acest subiect este unul închis. Păi da, dar cum e închis? L-ați închis așa, transparent, cu o perdeluță, sau l-ați închis betonat? Nu s-a pus niciun moment problema ca Dacian Cioloș să vină în USR pe persoană fizică, ci împreună cu echipa domniei sale, cu o parte din miniștri din fostul cabinet. Este un subiect care presupune o negociere îndelungată și consistentă, iar acest lucru va fi posibil și firesc. Adică nu-l vor doar pe Cioloș, domnul deputat, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să vă întreb și eu ceva. Care e echipa domnului Cioloș, domnul deputat Barna? Fiindcă domnul Cioloș nici nu știa toți miniștrii, domnule, atunci când s-au investit. Da, care e echipa? Uite, vă întreabă domnul. El vine ca metaforă, adică nu ca persoană. Domnul Barna. Erau unii dintre ei care habar n-aveau cine sunt. Hai să audă, să ne audă. Pot să vă dau voie să continuați și mă retrag, nu e nicio problemă. Domnul Barna, hai spuneți ce aveți de spus. Care echipă și în ce postură? Dacă vine cu echipa, în ce postură vine? Exact asta încerc să vă spun. După congresul USR, noua conducere USR va primi un mandat foarte clar de la membrii partidului din acest moment pentru a negocia cea mai bună variantă prin care Dacian Cioloș și echipa domniei sale pot să susține să colaboreze cu USR-ul. Despre asta vorba e foarte. Deci nu vine până la congres și nu candidează. Nu îi amenință funcția lui Nicu Șordan. Acest lucru este o certitudine pe care vă confirm fără nicio îndoială. Dar mai am o întrebare pentru dumneavoastră, că e interesant. Sunt așa la interiorul partidului, mai sunt și alți candidați viabili, nu de formă, ca să mimeze democrația. Ar mai candida cineva la șefia acestui partid? Întrucât perioada pentru depunerea candidaturii este una deschisă, evident că nu am ce răspuns să vă dau la această întrebare. Ai așa, pe surse, domnul Barna. Eu, fiind purtătorul de cuvânt al USR, nu pot să vă dau nimic pe surse, pentru că eu vă spun poziția oficială. În acest moment, candidaturile sunt deschise, se discută despre statut în prezent. Dar Cioloș nu, deci pas. Candidaturilor pe care o veți cunoaște cu toți. Deci pas, domnul Cioloș, pas. Nu e în partid, nu va candida, după aia vedeți dacă îl primiți și ce mai faceți cu domnia sa, nu? În acest moment, din mesajele celor doi lideri, și Nicu Șordan și Dacian Cioloș, până la congresul USR, când noua conducere va primi un mandat explicit și pe acest subiect,
venirea domnului Dacian Ciolo și a echipei sale în USR nu este de actualitate până la Congres. Mulțumesc, domnul Barna, pentru intervenție, să aveți o zi bună. Singurul contracandidat ar putea fi Clotilde Armand. Nu, singurul contracandidat cred că ar putea fi chiar Nicușor Dan. Știți ce a făcut în ultimul timp Nicușor Dan, doamna Calista? A pus Batista pe țambal. Știți de ce a pus Batista pe țambal, domnul Nicușor Dan? Pentru că trebuie acoperite niște lucruri. Ați văzut USR-ul și dumneavoastră PNL-ul nu mai luați bani de la AEP, că ați făcut nereguli prin campanie, zic cei de la AEP. Vorbeați de problemele financiare. Problema financiară a României este că și în acest partid s-a demonstrat că există personaje care știu foarte bine cum să încheie contracte de milioane de euro de consultanță pe lucruri inexistente. A, vorbesc de doamna Armand, vă place de ea. Da, îmi place foarte mult de ea. Bun, o să discutăm asta. Îmi plac asta. Ăștia mulțumesc. Venit din afară cu parfum de Franța să ne vândă gogoși despre mulțumesc moralitate și principii. Îmi plac de mult. Aș putea să fac și eu așa, să punem Batista pe țambal. Încă membru USR. Vine Gențiana Coman imediat cu știrile pe B1 TV. Să aveți un weekend frumos. Dar știți că asta e de bine, domnul Botin, când...